un incubator industrial poate fi achiziționat pentru autoeclozare, dar este de asemenea posibil să asamblați un incubator cu propriile mâini acasă. Un aparat de casă va costa mult mai puțin și puteți alege dimensiunea acestuia pentru numărul de om. Într-un astfel de dispozitiv, puteți automatiza schimbările de temperatură și puteți configura întoarcerea regulată a ouălor în tăvi. Acest articol vă va spune despre cum să faceți un incubator cu propriile mâini și despre ce materiale aveți nevoie pentru aceasta. Reguli de bază pentru crearea unui incubator de casă. Corpul este elementul principal al unui incubator de acasă. Reține căldura în sine și previne modificările bruște ale temperaturii ouălor. Schimbările de temperatură pot afecta negativ sănătatea viitoarelor pui. Următoarele materiale sunt potrivite ca carcasă pentru un incubator: spuma de poliester, cutie frigider veche. Pentru plasarea ouălor, se folosesc tăvi din plastic sau lemn cu fundul ochiurilor de plasă sau al raftului. Tăvile automate echipate cu motoare pot întoarce independent ouăle, la un moment stabilit de un cronometru. Compensarea ouălor în lateral previne încălzirea inegală a suprafeței lor. Cu lămpi cu incandescență, în incubatorul de acasă se creează temperatura necesară dezvoltării tinerilor. Alegerea puterii lămpii este influențată de dimensiunea corpului incubatorului. Poate varia între 25 la 1000 W. Marți, un termometru sau un termostat de tip electronic cu senzor ajută la monitorizarea nivelului de temperatură al dispozitivului. Aerul din incubator trebuie să circule constant, care este asigurat de ventilație forțată sau naturală. Pentru dispozitivele mici, orificiile de la bază și de pe suprafața capacului vor fi suficiente. Structurile mari realizate din incinte frigorifice necesită ventilatoare speciale situate în partea de sus și de jos. Ventilația va permite aerului să nu stagneze, iar căldura este distribuită uniform în dispozitiv. Pentru un proces de incubație continuu, este necesar faceți numărul optim de tăvi. Spațiul dintre tăvi, precum și distanța până la lampa incandescentă, ar trebui să fie de cel puțin 15 cm. Un spațiu de 4 la 5 cm trebuie lăsat de la pereți la tăvi. Diametrul orificiilor de ventilație poate fi de 12 la 20 mm. Înainte de a pune ouăle în incubator, verificați dacă ventilatoarele funcționează și că unitatea se încălzește uniform. După încălzirea optimă, temperatura din colțurile aparatului nu trebuie să difere cu mai mult de 0,5 grade. Fluxul de aer de la ventilatoare ar trebui să fie direcționat către lămpi și nu către tăvile de ouă în sine. Incubator din polistiren. Avantajele polistirenului expandat sunt prețul său accesibil, izolația termică de înaltă calitate, greutatea redusă. Din această cauză, este adesea folosit pentru fabricarea incubatoarelor. Pentru a funcționa, aveți nevoie de următoarele componente: două foi de polistiren, având o grosime de 50 mm și dimensiuni de 100x100 cm, 4 lămpi incandescente cu prize, 25 W, lipici, bandă adezivă sau bandă adezivă, termostat, o tavă cu apă, tava pentru ou, ventilator. Poate fi folosit răcitorul de computer. Etape de asamblare. Înainte de a face un incubator acasă, este necesar să pregătiți desene cu măsurători precise. Ansamblul include următorii pași. Pentru a pregăti pereții laterali, foaia de spumă trebuie împărțită în 4 pătrate egale. Suprafața celei de-a doua foi este împărțită în două. Una dintre părțile obținute trebuie tăiată în dreptunghiuri cu parametri 50x40 cm și 50x60 cm. Partea mai mică va fi partea inferioară a incubatorului, iar partea mai mare va fi capacul. O fereastră de vizionare cu parametri de 13x13 cm este decupată pe capac. Aceasta va fi acoperită cu plastic transparent sau sticlă și va oferi ventilație în dispozitiv. În primul rând, cadrul din pereții laterali este asamblat și lipit. După ce lipiciul se usucă,
Partea inferioară este atașată. Pentru a face acest lucru, trebuie să întindeți marginile foii cu adeziv și să o introduceți în cadru. Pentru a crește rigiditatea structurii, aceasta trebuie lipită cu bandă. Primele benzii de bandă sunt aplicate pe fund cu o ușoară apropiere de suprafața pereților. Apoi pereții sunt lipiți strâns. O distribuție uniformă a căldurii și circulația maselor de aer este asigurată prin intermediul a două bare amplasate sub fundul tăvii. De asemenea, sunt fabricate din polistiren, cu o înălțime de 6 cm și o lățime de 4 cm. Barele sunt lipite de-a lungul pereților inferiori, cu o lungime de 50 cm, 1 cm deasupra fundului, pe pereți scurți. Sunt realizate 3 găuri pentru ventilație, la intervale egale și un diametru de aproximativ 12 cm. Găurile vor fi dificil de tăiat cu un cuțit, deci este mai bine să utilizați un fier de lipit pentru o potrivire perfectă a capacului pe corp. De-a lungul marginii sale, trebuie să atașați bare de polistiren expandat, cu parametrii de 2x2 cm. Un spațiu de 5 cm ar trebui să rămână de la marginea foii până la suprafața barei. Acest aranjament va permite capacului să intre în interiorul incubatorului și să ancoreze strâns cu pereții. În partea superioară a cutiei există o grilă cu suporturi de lampă fixate pe ea. Un termostat este montat pe suprafața capacului, iar senzorul său este coborât în incubator, la o distanță de până la 1 cm de ouă. Gaura senzorului poate fi străpunsă cu un ascuțit ascuțit. O tavă este instalată în partea de jos, la o distanță de 4 la 5 cm de pereți. Acest aranjament este necesar pentru ventilația dispozitivului. Ventilatoarele nu sunt necesare dacă incubatorul este mic. Dacă este instalat, fluxul de aer trebuie să fie direcționat către lămpi și nu spre tava pentru ouă. Pentru o mai bună conservare a căldurii, puteți lipi peste suprafața interioară a incubatorului cu folie de izolare termică. Incubator din carcasa frigiderului. Principiul incubatorului este similar în multe feluri cu funcționarea unui frigider. Datorită acestui fapt, puteți asambla un dispozitiv convenabil și de înaltă calitate de casă din corpul aparatului de refrigerare. Materialul pereților frigiderului reține bine căldura, deține un număr mare de ouă, tăvii cu care pot fi așezate convenabil pe rafturi. Nivelul de umiditate necesar va fi menținut de un sistem special situat în partea de jos a dispozitivului. Înainte de a modifica carcasa, este necesar să scoateți echipamentul încorporat și congelatorul de pe acesta. Pentru a face un incubator de ouă dintr-un frigider vechi, veți avea nevoie de următoarele componente: corp frigider, termostat, punct și virgulă, tijă sau lanț metalic cu asterisc, becuri cu o putere de 220W, ventilator, unitate de cotitură a ouălor. Cerințe pentru un incubator de casă: perioada de reproducere pentru pui durează de obicei aproximativ 20 de zile. Umiditatea din interiorul incubatorului în acest moment trebuie menținută la 40-60%. După ce puii ies din ouă, ar trebui crescut la 80% în etapa de selecție a animalelor tinere. Conținutul de umiditate este redus la valoarea inițială. Temperatura este, de asemenea, importantă pentru buna dezvoltare a ouălor. Cerințele de temperatură pot diferi pentru anumite tipuri de ouă. Tabelul 1 prezintă condițiile necesare. Tabelul 1. Condiții de temperatură pentru diferite tipuri de ouă. Instalarea sistemului de ventilație. Ventilația controlează raportul dintre temperatură și umiditate în incubator. Viteza sa ar trebui să fie medie 5 mese. În cazul frigiderului, trebuie să găuriți o gaură de jos și de sus, cu un diametru de 30 mm. În ele se introduc tuburi din metal sau plastic de dimensiunea adecvată. Utilizarea tuburilor evită interacțiunea aerului cu vata de sticlă situată sub placarea peretelui. Nivelul de ventilație este reglat prin închiderea completă sau parțială a găurilor. La 6 zile după începerea incubării, embrionii au nevoie de aer din exterior până în a treia săptămână.
Oul absorbe până la 2 litri de aer pe zi. Înainte de a lăsa oul, puiul consumă aproximativ 8 litri de masă de aer. Există două tipuri de sisteme de ventilație, constant, asigurând circulația continuă a aerului, schimbul și distribuția căldurii, periodic, activat o dată pe zi pentru a schimba aerul din incubator. Ventilarea de orice fel nu elimină necesitatea instalării unui dispozitiv de strunjire a ouălor. Utilizarea inversării automate evită lipirea embrionului și a cochiliei. Sistem de ventilație permanentă este plasat în interiorul incubatorului și elimină aerul prin găuri. La ieșire, fluxul de aer se amestecă și trece prin încălzitoare. Apoi, masele de aer coboară și sunt saturate cu umezeală din recipiente cu apă. Incubatorul crește temperatura aerului, care este apoi transferată la ouă. După ce a degajat căldură, aerul tinde spre ventilator. Ventilația constantă este mai dificilă decât ventilația variabilă, dar slujba ei permite aerisiți, încălziți și umeziți simultan în interiorul incubatorului. Sistemul de ventilație periodică funcționează pe un principiu diferit. Mai întâi, încălzirea este oprită, apoi ventilatorul pornește. Reînnoiește aerul încălzit și răcește tăvile pentru ouă. După 30 de minute de funcționare, ventilatorul se oprește și dispozitivul de încălzire pornește. Numărul de ouă din incubator determină puterea ventilatorului. Pentru o mașină medie pentru 100 la 200 ouă, este necesar un ventilator cu următoarele caracteristici. Diametrul lamelor este de 10,45 cm, alimentat de o rețea de 220 W, cu o productivitate de 35 la 200 m³/oră. Trebuie prevăzut un filtru pentru ventilator, care va proteja lamele de praf, scame și murdărie. Instalarea elementelor de încălzire pentru a crește temperatura din incubator. Veți avea nevoie de 4 lămpi cu incandescență cu o putere de 25 W. Le puteți înlocui cu 2 lămpi cu o putere de 40 W. Lămpile sunt fixate uniform pe zona frigiderului, între fund și capac. În partea inferioară ar trebui să existe un loc pentru un recipient cu apă, care să asigure umidificarea aerului. Selectarea unui termostat. Un termostat de înaltă calitate este capabil să ofere un regim optim de temperatură în incubator. Există mai multe tipuri de astfel de dispozitive. Placă bimetalică care închide circuitul când încălzirea a atins valoarea dorită, un contactor electric, un termometru cu mercur echipat cu un electrod care oprește încălzirea la atingerea temperaturii necesare, senzor barometric care închide circuitul atunci când presiunea depășește norma. Termostatul de tip automat asigură confortul de lucru cu incubatorul și economisește semnificativ timp la întreținerea acestuia. Mecanism de colectare pentru întoarcerea automată a ouălor. Frecvența standard de întoarcere a ouălor pentru mecanisme este de 2 ori pe zi. Potrivit unor experți, întoarcerea trebuie făcută de 2 ori mai des. Există 2 tipuri de ouă: înclinat, cadru, dispozitiv de tip înclinat înclină periodic tava pentru ouă la un anumit unghi. Ca urmare a acestei mișcări, embrionii din ouă își schimbă poziția în raport cu coaja și elementele de încălzire. Dispozitiv cadru să se răstoarne, împinge ouăle cu un cadru și asigură rotația acestora în jurul axei sale. Dispozitiv automat pentru rotirea ouălor este un motor care pornește tija, acționând asupra tăvilor pentru ouă. Este destul de simplu să faci un mecanism elementar pentru întoarcerea ouălor într-o cutie de frigider. Pentru a face acest lucru, trebuie să instalați un reductor în partea inferioară, interioară a frigiderului. Tăvile sunt fixate pe un cadru din lemn, cu posibilitatea înclinării la un unghi de 60 de grade spre ușă și spre perete. Cutia de viteze trebuie să fie bine fixată. Tulpina este atașată la un capăt de motor, iar celălalt de partea opusă a jdiabului. Motorul activează o tijă care înclină tava. Pentru a sincroniza clocirea puiului trebuie să selectați ouă de aceeași dimensiune și să mențineți un nivel uniform de încălzire în tot spațiul incubatorului. Realizarea unui incubator de casă necesită anumite abilități și abilități. Dacă nu este posibil să faceți un incubator acasă sau acest proces pare prea complicat,
atunci puteți achiziționa oricând un model gata făcut al dispozitivului sau al componentelor sale. De exemplu, un mecanism de întoarcere a ouălor, tăvi, sistem de ventilație, distribuie pe rețelele de socializare,